Bună dimineața, prieteni! Am vrut să vă arat cam cum am începe o zi, priveliștea care, cu care îmi place să încep ziua. Profităm și de faptul că astăzi este o zi cu soare, după multe zile cețoase. Așa îmi place să fluier porumbei în fiecare dimineață, să-i adun pe toți înainte să le dau de mâncare. Acolo puteți vedea magazia, că deja am ajuns la final. Mai trebuie să torn centura și să o acopăr. Mă merg la hrănit porumbei. Mâncarea la porumbei, aceeași mâncare care o dau și la capre și la porci, cele patru cereale. Aglomerație la mâncare, sunt hrănitorile cam mici și ei sunt mai mulți acum. Am băgat și apă cu tratamente preventive. Astăzi le-am dat ceai naturalin. Nu mai arătat în alt video ce tratamente fac eu pe tot parcursul anului la porumbei. De la Verseș Laga, Herbolan, ceaiul, Eucalipsanul, Avidres Plus, Rohild. Acesta este pentru boli respiratorii, acesta este pentru întărirea imunității, acesta este tot pentru boli respiratorii, de la Rohild Uznegano, tot așa se bagă în apa de băut, Helmigalu pentru deparazitare, Volumbovio-Fortul în cazul în care avem pui tarați, slabi. Aici intermectinul, ce-mi rămâne de la vaccinarea animalelor. Îl folosesc punând 2-3 picături pe spate la porumbei care au păduc de pene. Deci vă spuneam că alimentația este aceeași cu celorlalte animale, dar că nu le macin. Porumb, grâu, orz și floare pe tot parcursul anului în aceleași cantități. Aici este mica mea farmacie, pentru că porumbei închiși în volieră, trebuie să avem grijă și de imunitatea lor, pentru că ei nu își formează imunitatea, pentru că nu sunt liberi, nu mănâncă tot ce vor, ca cei în libertate. Aici am un produs foarte bun, deși este cam scump, Entrobacul, tot de la Rohild. Tot pentru întărirea imunității, mai ales după o perioadă de tratament cu antibiotice. Aici avem sarea de baie, o dată pe săptămână ne facem și baie. Acum vom merge la fermă, la microfermă. Am terminat cu porumbeii, cu găinile, cu câinii. Microferma de acasă și mergem la microferma de afară. Am tăiat ceva lucernă aici de la locul de lângă fermă, de lângă microfermă. Păcate, a fost frumoasă, dar tot așa venise, n-a mai plouat. Am bătrânit mai mică, dar este bună, că este verde încă și voi tăia așa după cum o să dau la animale, să am pe 3-4 zile. Am tăiat două brazde aici, arată destul de frumos tăiată, se văd rândurile, este foarte deasă.
foarte mulțumit la cât a fost de secete. Se prezinte bine, a frățit. Mă va trebui să o încarc. O să tai, s-o tai toată și să o aduc, pentru că nu consum animalele. Nu pot consuma toată și atunci nici nu am unde să o bag. Dacă aș băga un fânar, s-ar strica, pentru că nu apucă să se uște. Și atunci prefer să o tai la 3-4 zile, cât să am la animale 3-4 zile. Mai greu este cu greblatul, pentru că după trimăr ea se împrăște, dar cu grebla asta mai lată fac treabă, durează un pic. Aici mi-a luat cam jumătate de oră să o greblez. Acesta este discul cu care tai eu. Face cât de cât brazdă. Și lucrez cu un DAC 310. L-am de vreo 3 ani, sunt foarte mulțumit de el. Anul acesta am făcut setul, pentru că nu mai trăgea. Am schimbat setul motor și sper să mai fac treaba cu el încă vreo 3-4 ani. Aici arat vecinul, m-a băgat cam greu cu dubița, dar pe lângă spine aceea. Dar am reușit să mă bag. Acolo este microferma. Să sperăm că va mai ține vremea. Și în luna noiembrie aș avea hrană de aici, din parcela aceasta de lucernă. Atât la capre cât și la porci. La capre le dau și fân uscat, să nu fie doar verde. Dimineața le dau uscat și seara le dau verde. Am dat un mic deset căprițelor. Lucerna cosită, vedea din auri. Le place că este măruntă. Am lăsat așa în roabă și ce va rămâne pe jos voi da la scroafă de seară. Am dat și lor a doua serie de lucernă. Microfermă. Am dat ouăle la scroafă și lucernă. Lucernă verde. Încă mai am lucernă verde și acum va trebui să merg să cosesc. Am de pentru vreo 3 zile la porci și la capre. Acolo de locul de lângă microfermă. Au și ei lucernă să merg răsfață. Păcate mai au o lună de viață. Celașii merg foarte bine, mănâncă foarte bine singuri. Și mănâncă mult pisat și verdeață. O săptămână vor fi și ei de vânzare. 4 sunt deja dați. Aici căprițele la pescuit. Am lăsat un pic în spate.
insule în Țarc, iar ieri am mult cam de litru de la toate, 8. Deja sunt înțărcate. Mă, nu le dau încă cereale măcinate să fie înțărcate bine. Cam pe luni am zis că le voi începe iarăși să le dau. După aceea voi începe tratamentele pe care le fac eu de obicei pe perioada gestației, și anume cu o lună jumate înainte de fătare voi face coclavaxul, vaccin pentru mai multe boli. După aceea, cu o lună înainte de fătare, le voi deparazita cu intermectin. Iar cu 2 săptămâni înainte de fătare le voi face selevitul, tot așa injectabil. Asta va fi undeva prin 10 decembrie, selevitul, pentru că prin 28 decembrie va trebui să înceapă fătările, dacă Dumnezeu dă bine și le ține sănătoase până atunci. Până acum n-am avut probleme cu ele, încă chiar mă bucur că mănâncă foarte bine, nu mai fac risipă în furaje. Nici nu le-am mai dat eu la discreție, pentru că știți că este foarte rău de furaje anul ăsta. Mai o să-mi asigura, dar chiar nu vreau să fac joc de banii mei, să risipesc furajele. Îmi place când văd ieslea goală în fiecare dimineață sau seara. Ce înseamnă că au mâncat tot. Nu ca anul trecut. Anul trecut era plin de ieslea, de fân. Uitați aici, ieslea este goală, aseară le-am dat un cernă verde, au mâncat-o toată și cea pe care au aruncat-o pe jos. Acum trebuie să bag apă la porci, după aceea mă voi duce la tarlaua cu lucernă să mai cosesc vreo 3 brezde. Ce frumos este mascru pe care îl voi tăia eu. Deja are undeva la 170-180 de kilograme. Mai pune 10 kilograme pe el până la Crăciun, până îl voi tăia. Sunt foarte mulțumit, având în vedere că nu are decât un an și o lună. În 15 noiembrie va avea un an și o lună. Știți foarte bine că este din prima serie, de anul trecut, în octombrie. Cam asta este rutina mea din fiecare dimineață. Mulțumesc pentru vizionare. Vă doresc o zi plăcută în continuare. La revedere!